Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Apoi, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi. Și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui și mama lui a zis: Fiule, pentru cine ai căutat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu mijlocare. El le-a zis: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această parte din Scriptură pentru noi și în urma predicării, în urma prezentării cuvântului lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să mai înțelegem încă un lucru. Ca și părinți, va trebui ca să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim responsabili. Și a fi responsabil într-o familie creștină înseamnă că întotdeauna, ca și cap de familie, ai obligația să asiguri prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta, peste familia ta, peste copiii tăi. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți în această privință. Amin. Amin. Pentru frații mei vreau să le spun că eu am harul să slujesc la Via cu struguri negri, la Slăhaia, între frații mei. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și m-am întors de curând din Germania și spunea, de fapt, ultima binecuvântare pe care am auzit-o la frații noștri. Se ruga un frate, pastor, nu știu că ați văzut pe internet, se ruga cineva și spunea legat de un copil
ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i asigure tot confortul pe care va avea credință în viață, dar fără să muncească, fără să depune efort. Cam așa am vrea, să ne dea Dumnezeu plinirea ca prin somn. Zilele acestea m-a luat așa puțin dorul de dumneavoastră și de asta mi-am propus ca în această după-amiază să vin la biserică, la Părtășie. Am venit să ascult, n-am venit să vă predic cuvântul lui Dumnezeu, nu v-am pregătit absolut nimic. Am venit să ascult pe frații mei. Asta a fost și înțelegerea cu unchiul meu când am discutat și am vorbit și am zis că dacă am parte de cântare bună, de o predică bună și dacă după la adunare dați să mănânc și ceva, slăviți să fie bun. Deci știți că sunt singur acasă și trebuie să îngrijiți și partea aceasta. Dar e bine, nu se mai poartă prin adunări. Am văzut de fapt că la final ne despărțim cu harul și pacea Domnului Iisus. Și nimeni nu mai este preocupat în vremurile astea de cei care mai vin să viziteze casa lui Dumnezeu. Ori în alte vremuri de care fratele vorbea, în urmă cu 30 de ani, după fiecare serviciu de duminică, seara sau dimineața, la final nu pleca nimeni acasă fără să ia musafirii, se duc acasă la ei. Nu se mai poartă acum, ne rugăm ca Dumnezeu să îngrijească de nevoile lor și fiecare la casele lor. Așa se întâmplă. Dar aici, la Argeboia, nu se întâmplă. Că acest lucru nu tratăm în seara asta sub nicio formă. Nu așa vreau să spun puțin, pentru că îmi permis să spun acest lucru. Sunteți de-ai mei și spune așa, câți copii ar trebui ca să facem? Pentru că dacă stăm să vorbim de frații baptiști, un copil, doi, și atât de-i suficient. Iar la frații pentecostali găsim copii foarte mulți. Și atunci, cum ar fi? De fapt, care e normalitatea? Dacă subiem cuvântul lui Dumnezeu și americanul a zis, nu vreau să intru în polemică cu nimeni, însă va trebui să facem atâția copii, decât ar putea să fim responsabili, și acei copii pe care Dumnezeu îi trimite în familia noastră, noi să ne asigurăm ca și părinți, că îi creștem, nu pentru lume. Îi creștem pentru împărăția și pentru gloria lui Dumnezeu. Iar nu doar noi ca părinți să fim onorați de mărturia pe care copiii noștri o duc dincolo, în străinătate, ci și Dumnezeu de fapt e onorat atunci când copiii noștri ascultă și trăiesc o viață de supunere înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dar pentru asta, să știți că pentru acest lucru, ca acest lucru să se producă și să aibă loc în viața copiilor noștri, să știți că nu vine așa la voia întâmplării. Dacă nu suntem părinți responsabili și dacă nu facem ceva în privința lor atunci când sunt mici, n-are cum să ne bucurăm că ei vor trăi cu Dumnezeu atunci când vor pleca de acasă și va merge în străinătate. Nu neapărat să știe doar partea asta de existență și mult mai mult peste. Pentru că nu ne mai mulțumim. Nu mai ne putem rezuma doar să avem ce mânca și ce îmbrăca. Vrem mult mai mult în vremurile astea și pentru noi și pentru copiii noștri. Și acum când ne rugăm la binecuvântare, oare ce-i mintea noastră ca și părinți? Dacă ne rugăm în seara asta ca Dumnezeu să binecuvânteze copilul, fetița, băiatul, nu știu ce, probabil că e fetiță, dacă ne rugăm pentru binecuvântarea fetiței, oare ce-i mintea părinții? Atunci când ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze un copil care a ajuns la casa lui Dumnezeu, la ce parte ne gândim? La partea spirituală ca Dumnezeu să îl înzesteze, să dea, să pună în el darul de care alții să-l bucure, prin care alții să doarcă la Dumnezeu să se pocăiască? Sau la ce ne gândim când vorbim și ne rugăm pentru accesarea binecuvântării lui Dumnezeu? La ce ne gândim? Când această familie a fost înștiințată de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de Îngerii lui Dumnezeu, când familia lor va trebui ca să vină Duhul Iisus, va trebui să vină Domnul Iisus. Oare ce a semnat acest lucru pentru ei? I-am responsabilat acest lucru, această acțiune din partea lui Dumnezeu? Oare nu s-au gândit? Și aici sunt două lucruri, și vreau să fiți foarte atenți, legat de partea aceasta legată de Duhul Iisus, la 12 ani când a ajuns în templu, și atunci când a început ca să vorbească despre și din cuvântul lui Dumnezeu și a început ca să pună întrebări la templu celor de acolo. De unde știe aceste lucruri? Și sunt oameni, de fapt, sunt teologi care spun așa, că în grădină și în pasajul acesta, Domnul Iisus face uz de natura divină, de natura dumnezeiască și de asta știa cuvântul lui Dumnezeu și putea să pună întrebări mai marilor de acolo, pentru că a făcut uz de natura divină. Eu nu cred așa ceva. Mie îmi place să cred că acești părinți, de vorba de Iosif și Maria, au fost părinți responsabili înaintea lui Dumnezeu și au dat seama cine-i pruncul acesta Iisus și au recurs la aceste îndatorii ca să se achite de aceste obligații vis-a-vis de El și vis-a-vis de Dumnezeu. Adică din pruncie, din copilărie. Și ce l-au învățat acești părinți pe Domnul Iisus? L-au învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, legat de noi ca părinți, știți ce facem noi cu copiii? Ca să fie cuminți, îi aruncăm fie pe gâtul, pe gura televizorului, sau le punem în mână de la 2 ani de zile, de la un an și jumătate. De ce le punem în mână? Le punem cele mai scumpe telefoane. Luate probabil, nu pe bani, că dacă le-am luat pe bani și am plătit pentru ele 1000 de euro,
Dar dacă le-am luat degeaba, de unde le-am luat, Dumnezeu să ne ierte, să îndure de noi, ne permite să le dăm la copii. Și nu normal, nu-i sănătos pentru copil la 2 ani de zile să crească cu telefonul în mână, să acceseze tot felul de lucruri de telefon. Dar de ce facem asta? Ca să nu fim responsabili față de el. Și ca să nu avem grijă, să putem fi liniștiți și liniștite și nu prea mai găsim la ora actuală mame responsabile. Și tați responsabile. Că nu-i suficient să aduci doar bani acasă. Să faci casă mare de lux, să te bucuri de confort, să ai tot ce vrei și ce nu vrei. Și să asiguri la copil ce n-am visat niciodată și n-am avut noi în altă vreme când am trăit amărâți și ne greșesc în altă vreme. Nu-i sănătos. Și ar trebui ca să ne preocupe gândul acesta ca dintr-un cie, din copilărie, noi ca și părinți. Dacă ne-a dat Dumnezeu copii, să ne rugăm să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să-i putem ajuta, să-i putem crește în prezența lui Dumnezeu, să-i putem crește cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și apoi o să auzim. De ce s-a dus Domnul Iisus la templu? Aici e o problemă. Că dacă părinții iubesc casa lui Dumnezeu, dacă o familie iubește cuvântul lui Dumnezeu, viața de rugăciune, și dacă au altar acasă în familie, pe și copiii cresc în felul ăsta. Iar dacă noi nu avem altar și dacă nu ne place să stăm împreună, știți care e cel mai greu lucru care se poate produce în vremurile astea în multe familii? Seara, să te poți aduna împreună, să petreci un timp împreună. Și să stai în prezența lui Dumnezeu, să te bucuri de ceea ce Dumnezeu a făcut de ziua respectivă pentru tine și pentru voi. Dumnezeu să îndure și să aibă milă de noi. Acum, pentru noi ca și adunare, ca și biserică, dacă ați fost atenți, s-au dus la Ierusalim, la templu, pentru sărbătoare. Și pe drum, spune cuvântul, ce au făcut cei doi, familia respectivă? L-au pierdut pe Domnul Iisus. Și gândul acesta din Sfântul ar trebui ca să trezească în noi acest interes. Cum? Că dacă nu suntem atenți cu Domnul Iisus, care este prezent în viața noastră, în familia noastră, în fiecare călătorie din viața noastră, există riscul și pentru noi, ca dintr-o dată, spunea ultima dată frate din Durache, l-am văzut pe live astăzi la număr și povestea ceva, îi place să povestească la anumite întâmplări. Știți care a fost ultima întâmplare legat Domnul Iisus aici, când a spus-o? Despre la cu trăsura, când vrea că are pe cineva în spate de vas și nu mai avea pe nimeni? Și când l-a întrebat, unde duci cu Domnul, zice, cu Domnul, dar nu mai era Domnul în căruț acolo, în șaretă. Știți, vă aduce la mine, nu? Deci există riscul ca uneori să-L pierdem pe Domnul Iisus. Și dacă îl pierdem, știți la ce ne îndeamnă pe noi Scriptura? La ce ne îndeamnă pe noi Cuvântul lui Dumnezeu? Știți că există și acest risc? M-am gândit puțin acolo pe scaun, ca pe Domnul Iisus, deși prezent în viața noastră și în familia noastră, există riscul să-L ia somnul, să ațintească, să doarmă. Și dacă doarme, din ce cauză doarme? Păi dacă nu-L băgăm în seamă, dacă nu petrecem timp împreună cu El, dacă nu stăm de vorbă cu El, normal să doarmă. Și atunci, ca să-L putem trezi, cum îl putem trezi? Să strigăm la El. Da? Să strigăm la Domnul Iisus și El să se îndure și să aibă milă de fiecare dintre noi. Dar așa spune cuvântul. Însă atunci când au realizat că nu mai este Domnul Iisus, s-au întors înapoi la casa lui Dumnezeu, s-au dus la templu și acolo l-au căutat. Și i s-a adresat, i-a adresat câteva cuvinte și ce a răspuns Domnul Iisus? Zice, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ei n-au înțeles cuvintele respective. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Unde ar trebui să fie copiii lui Dumnezeu? Unde ar trebui ca să fie copiii noștri? La 12 ani, Domnul Iisus căuta casa, căuta templul lui Dumnezeu și acolo, de fapt, ne arată relația dintre tatăl, dar și relația cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că deschidea Scripturile și vorbea și răspundea acolo în templu cu cei bătrâni, cu cărturarii de acolo. Acest cuvânt al lui Dumnezeu spune cuvântul că după aceea s-a coborât împreună cu ei și aici pentru tine, pentru cei care cântă la cor și din momentul acela spune cuvântul că le-a fost supus în toate lucrurile. Acum, ca și păstor, mi-a fost la să consiliez, să stau de vorbă cu atâția tineri și am văzut tineri talentați, la noi la cei care vedeau pe nu știu câte voci, la adunat la biserică. Dar relația lor cu părinții, relația lor cu păstorul, cu liderul bisericii, știți cum era? Deja când privim la Domnul Iisus, așa spune cuvântul, că din momentul acela s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și era supus, nu doar în anumite lucruri, asculta și de fapt era supus părinții. Cum ar trebui să fie și pentru ce ar trebui să ne rugăm în dreptul copiilor noștri? Ca ei să învețe legea aceasta de ascultare și supunere în familie, în biserică, pe stradă și în tot locul. Și ultima parte și cu asta vreau să închei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din momentul acela Iisus
creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Se câștigăm pentru Domnul Iisus dacă avem sau nu avem o viață plăcută. Ce înseamnă să ai o viață plăcută? Un slujitor care cânta pe nouă voci la biserică, avea o trusă de chei și când cumnații lui, care erau nepocăiți, aveau nevoie de niște chei de acolo, zice orice, dar astea nu. Și ăștia ziceau, băi, dar cum să ne pocăiți să ne întoarcem la Dumnezeu dacă Tu nu ne dai niște chei? Ați auzit? Adică un copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie foarte atent în această relație cu cei din lume. Pe cei care trebuie să-i ajutăm, să-i evangelizăm, să-i aducem la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să vă binecuvinteze.